Îngrijirea copiilor și a bătrânilor neajutorați reprezintă o prioritate în orice țară civilizată. În România, guvernul PNL a tăiat masiv sumele necesare pentru asistența socială. La noi în județ, spre exemplu, Consiliul Județean va mai primi doar 20% din bugetul de anul trecut, deși cheltuielile vor fi aceleași. Strategia liberalilor dă peste cap toate calculele celor din administrația județeană care estimaseră încă de la finalul anului trecut o pierdere de aproximativ 50 de milioane de lei. Din păcate, pierderea este mai mare față de bugetul anului anterior, sunt aproximativ 61 de milioane de lei pe care Consiliul Județean Olt îi pierde. Cea mai mare sumă pe care o pierdem e legată de Direcția Generală de Protecție a Copilului Olt, unde anul trecut am avut o execuție bugetară de aproximativ 93 de milioane și din păcate Guvernul României pentru acest an ne-a dat doar 16 milioane de lei, adică o sumă la aproximativ 20% din total buget de cheltuială. Pentru că nu îi pot lăsa fără ajutor pe cei aflați în dificultate, reprezentanții Consiliului Județean vor aloca bani din bugetul propriu, astfel încât acest domeniu să nu aibă de suferit. Consiliul Județean Olt o să pună o mare parte din sumă pentru acoperirea acestei găuri pe care Guvernul României a creat-o în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială, dar din păcate nu o să reușim să, încă de la început de an, să acoperim cheltuielile de finanțare ale direcției până la finalul anului. Și mai grav este că tot guvernul a prevăzut anul acesta creșteri salariale pentru angajații din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, însă nu a prevăzut în buget sumele necesare pentru aceste cheltuieli. La Direcția Copilului există o creștere a salariilor prin grila Ministerului, independentă de noi, Consiliul Județean, care aprobăm aici, în forul nostru, aceste lucruri. Deci, guvernul acordă creșteri salariale la angajați, dar în același timp nu asigură și bugetul pentru acest lucru. Bineînțeles că vom încerca să limităm și să aprobăm concursuri de personal la Direcția de Protecție a Copilului, doar în măsura în care este absolut necesar, astfel încât să reușim să asigurăm toate turele, pentru că, așa cum știți, Direcția Generală de Protecție a Copilului este o instituție care lucrează la foc continuu. Copiii nu poți să-i lași nesupravegheați noaptea, inclusiv sâmbătă și duminica, inclusiv de sărbători. Deci vom face aceste angajări doar în măsura în care va fi absolut necesar. Altfel, deficitul probabil va fi acoperit prin muncă mai multă din partea actualilor angajați. Pentru a putea acoperi cheltuielile cu asistența socială nefinanțate de guvern, Consiliul Județean trebuie să reducă bugetul pentru investiții.